vrăjeala că vine comisia și ne pune autostrada. Mă iertați, e un mare minciună. Pentru că dacă vă uitați pe bugetul statului român pe anul 2018, pe bugetul de investiții, pe regiunea de Nord-Est, la capitolul Ministerul Transporturilor, acolo unde trebuia să fie finanțată documentația, măcar în cota de cofinanțare, sau la Ministerul Fondurilor Europene, sau la Ministerul Dezvoltării, sau la orice alt minister doriți noastră, autostrada Iași-Târgu Mureș nu există. O parte dintre parlamentari, colegii mei de partid, nu și-au făcut datoria. Mari absențe acestei autostrăzi sunt Liviu Dragnea și premierul României. Sunt singurele persoane care luptau să facă ceva pentru autostrada A8. Singurele. În condițiile în care noastră vă vindeați foarte scump pielea. Un proiect de o astfel de complexitate și care necesită resurse de până la 9 miliarde de euro va avea o finanțare complexă, compusă din, bazată pe mai multe surse. Există în dreptul financiar instituția realocării de sume. În luna decembrie 2017, personal a semnat câteva mii de realocări între diferite proiecte. Pentru că ce se întâmplă? Dacă punem bani pe un proiect și se demarează, avem documentația făcută, durează licitația un an, doi ani, trei ani. Dacă eu în 2017 pun bani pe un proiect care nu are documentație, nu începe proiectarea și chiar dacă începe proiectarea nu-i dau avans și proiectarea durează 10 ani, eu în 2018 nu o să am niciun ban cheltuit pe proiectul respectiv. O să am banii blocați acolo. Să-i blocăm pe un proiect care nu are plăți, dar în momentul ăsta nu este lucrativ. Există instituția realocărilor, există instituția rectificării bugetare. Dacă am avea toți banii aici în față sau oriunde vreți dumneavoastră într-o bancă, nu am putea să facem această autostradă. Nu. Categoric nu. În condițiile în care lucrăm acum, ar trebui să lăsăm pe specialiști să lucreze. Căile de sarcină sunt foarte prost făcute, valorile estimate sunt mult mai mici decât cele reale. La Sibiu Pitești, spre exemplu, cel puțin 3 milioane de euro lipseau din lucrare. Termenele sunt în bătaie de joc. Contractele pe care le încheiem cu instituțiile de stat sunt totalmente în favoarea instituției și în defavoarea celor care lucrează. Sunt foarte, foarte multe probleme. Din păcate a apărut și o luptă între moldoveni. Lucrul acesta este de nepermis, așa cum spunea și domnul președinte Fluturi, este o manevră pentru a nu avea niciuna din cele două variante. Pentru că noi nu dorim să mergem la plimbare în Brașov, nu dorim să cerem decât să transportăm mărfurile din Moldova spre vestul României și spre vestul Europei. Autostrada nu e pentru noi, e pentru mărfuri.